Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Oameni și Perspective. În seara aceasta vom discuta despre știință și religie cu doi invitați speciali. Bun venit la Chicago, domnului doctor Virgiliu Stroescu. Bine v-am găsit. Bun venit și domnului Constantinescu. Bine v-am găsit, de partea religiei. Din partea religiei <laughs> și domnul... Din partea științei, din partea da. științei. Uite că pot sta împreună știința și religia. Să vedem, să vedem. Să vedem la ceartă. Da. Aș vrea să pornesc cu o știre care nu de mult a apărut, religia și teoria evoluției au făcut în sfârșit pace. Despre ce e vorba? Biserica Anglicană cere scuze lui Darwin pentru teoria evoluției, așa cum a făcut și Biserica Vaticanului, care a cerut scuze lui Galileo Galilei în 1992. Biserica Anglicană consideră că a venit timpul să se separe de frații și de surorile fundamentaliste și să ceară scuze lui Darwin. Prin eu știu, materialul scris de Dr. Malcolm Brown se afirmă următorul lucru. Charles Darwin, la 200 de ani de la nașterea ta, Biserica Anglicană îți datorează scuze pentru că te-a înțeles greșit. De la îngropat ei? Și printr-o primă reacție greșită, i-a încurajat pe alții să nu te înțeleagă. Sunt cuvintele scrise de acest doctor iar tot el afirmă că nu există nicio contradicție între teoria selecției naturale a lui Darwin și învățătura creștină. Teoria selecției naturale, nu evoluționism. Aș face Teoria selecției naturale da, a lui Darwin și, uh, și uh, învățătura creștină. Există sau nu există uh, deosebire între... Teoria și... selecției naturale eu găsesc în Biblie, dacă îmi dați voi, domnul doctor, să încep cu religia, da? O găsesc în Biblie în pildă semnătorului. Sămânța este aruncată, și numai o parte din sămânță rodește. Aceasta este istoria selecției naturale. Dar în ce privește evoluționismul? Evoluționismul este o extrapolare a... Vreau să-l citesc pe Daniel Dennett, da? În ideea periculoasă lui Darwin. Uh, uh, Dennett spune că selecția naturală este un algoritm care poate explica totul de la apariția universului la culturile umane. Deci, uh, Dar Darwin a fost un agnostic. Și Darwin a ajuns la concluzia că selecția naturală explică ordinea din lumea vie. Ceea ce vreau să spun este o, o, o afirmație filozofică, nu științifică. Însă co-descoperitorul co selecției naturale este Alfred Wallace, care a rămas un până la sfârșitul vieții. Deci faptul că există un mecanism de selecție naturală, adică că anumite alele își schimbă frecvența într-o populație din cauza că anumite alele favorizează sau defavorizează reproducerea acelei populații, mi se pare că este un lucru de bun simț care cum să spun, domnul doctor, în momentul când găsește pe cineva care are o imunitate la un virus, pentru că la prea multe antibiotice, se lovește de prima selecție naturală. Ce părere aveți? Am părere că evoluția și creaționismul sunt două credințe, două ipoteze, nu sunt probleme științifice. Nici una nici alta. Nici una alta. pentru că nu sunt dovedite prin fapte științifice, nu se pot fi repetate, ci doar credințe. Fac deosebire între credință și între știință credința are certitudine subiectivă, nu are date obiective. Știința are certitudine obiective și subiective. Deci creaționismul și evoluționismul nu sunt științifice. Ideea creaționist sau evoluționismul științific e o greșeală. Știința trebuie să verifice tot să poată repeta tot. Da, dar evoluționiștii vin și sunt că, este mult mai științific teoria și uh, cu rezultate. Susțin. Și creaționiștii și evoluționiștii cred că această credință a lor este reală. Momentan, datele pe care le au nu sunt științifice. Domnul Constantinescu, vi se pare normal ca Biserica Anglicană să facă gestul acesta față de Darwin? Din câte știu istoria lui Darwin, nu Darwin ci Huxley a avut o controversă cu episcopul Wish, cum îl chemați în sfârșit în care aș vrea să spun că este o, o situație tipică de conflict între cler și un om de știință. Da? Deci, Huxley a fost uh, supremul dogului Darwin pentru că era foarte tare în controversă și este cel care primul a propus că omul se trage din primate. Uh, 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 Episcopul de Canterbury, care era și un politician, a venit cu un argument atât de stupid încât nu mă mir că... Uh, pe undeva ar trebui să ceară scuze pentru stupiditatea argumentului. Anume, argument pe care l-am auzit repetat de ori de la Anvoane, în biserica mea. Din cine te-ai tras din maimuță? Din spre bunică sau din spre bunic? Adică a fost total pe lângă, pe lângă subiect. Și Huxley a câștigat controversa. Adică gropat l-am îngropat pe Darwin la Westminster. Istoria lui Darwin este următoarea. Darwin a făcut teologie, nu științele naturii. Pe nici nu știu dacă exista o facultate de științele naturii în 1830, mă rog. Dar a fost, a fost ucenicul lui Paley, care era părintele teologiei naturale în Biserica Anglicană. În, a plecat în călătoria de 5 ani în jurul lumii cu scopul de a demonstra creaționismul biblic și a descoperit, ceea ce a descoperit este un lucru pe care orice savan creaționist, din câte știu acceptă la data aceasta, sau majoritatea de acceptă, anume că, și o să vorbesc asta puțin, vorbesc despre speciile în Biblie, anume că există variabilitate în lumea vie și diversitate. E bine, a descoperit de principiul selecției naturale, în da, ce vreau să zic? El a văzut inițial selecția naturală ca un instrument al lui Dumnezeu de a crea lumea. Și a făcut mult entuziasm ca un act al înțelepciunii creatorului. Până când i-a murit fetița. Și când i-a murit fetița, Anne, dintr-o dată vede cum selecția naturală, după teoria lui, selecția naturală elimină membrul neproductiv ne, ne, ne din, 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 specie, din, din gen pool, cum se spune românește, din din bazinul genetic al speciei, el a susținut cu entuziasm de asta. Când fetița lui a murit, el a fost atât de zgudit că a înțeles că Dumnezeu nu poate lucra prin selecția naturală și atunci a devenit agnostic. Deci, în principiu, ce se întâmplă? Dar venea înțeles un lucru. Și da, el, dar nu a fost un mare savant, n a fost un simplu păcătos, cum un pastor ținea o, o, predică împotriva evoluționismului și ne-a pus să cântăm o cântare ca să spune și păcătos, dar vin. a spus că iată ce spune și și cântarea. Deci asta este tipul de argumente cu care a fost necrăniți. Dar trebuia să spună deci vin, da, nu dar vin. Da. Și uh, care este problema? Deci dar a fost o, un, o minte uh, logică și a spus Dumnezeu nu poate lucra, eu nu mă pot închina lui Dumnezeu care omoară fetița ca să îmbunătățească specia. Așa că a devenit agnostic. Uh, și eu aș spune, nu cred, cred că selecția naturală este un fenomen real, nu cred că Dumnezeu a uh, organizat lumea prin selecție naturală și nici în cazul nu a făcut pe om prin selecție naturală. Da? Cred că selecția naturală este reală, în cazul virusurilor, bacterii, mă rog, paraziți, se vede treaba asta, nu este găinile care nu pot să zboare și așa mai departe. Dar, uh, Darwin, deci, uh, a devenit agnostic uh, atunci când fetița lui a murit. Uh, în schimb, uh, Alfred Wallace, care a co-descoperit știința naturală și n-a făcut o metafizică din ea, n-a făcut evoluționism din ea, a fost credincios până la capăt, deși din păcate s-a apucat de spiritism la bătrânețe. Vreau să spun un lucru, ce a văzut Darwin? A văzut că și șarpele, și crocodilul, și struțul fac ou. Și oul seamănă între ele. Dar interesant că din fiecare ou iese cu totul altceva marea arta lui Darwin a văzut că toate ouăle se între ele, dar fiecare om are alt program genetic. Darwin nu a înțeles că între specii există pentru a se menține ca atare o anumită elasticitate, adică Dumnezeu permite un, unei specii să fie elastică în cadrul Specie. sferii sale de acțiune, să zicem așa, legale. De exemplu, un om poate să fie foarte slab și foarte prăpădit și foarte rahitic o viață întreagă și același om, dacă ar face sport, ar putea veni un mare halterofil sau din contra un culturist sau cine știe ce volum să aibă. Același om știe să-și valorifice existența sa altul nu știe. E bine, fiecare dintre specii are o anumită variabilitate, dar asta nu însemnează că din această variabilitate una trece într-alta, aici e greșeala. Niciodată dacă clocești mai mult un ou de crocodil, nu o să iasă din el un șarpe sau nu o să iasă din el un struț. Deci greșeala mare a lui Darwin este că n-a înțeles că este un creator care le-a făcut pe toate și chiar dacă ele seamănă între ele, nu semnează că ele vin unele din altele. Și știința nu a verificat niciun fel de ipoteză de a lui Darwin cu toate aceste uh, lucruri foarte interesante, cu variabilitate care este reală, cu selecție care este reală, dar adunarea lor nu dă exact ce a vrut să facă el. El a vrut să spună că există aceste elasticități în crearea unii, uh, creator, în uh, opera creatorului, ar fi permis ca să existe o singură sursă de viață din care se facă toate, ceea ce e științific. E o simplă părere privind că seamănă unul cu altul. Așa că, așa că, așa că argumentele, științifice, argumentele științifice nu sunt științifice, sunt credințe. Da. Uh, vreau să vorbesc despre, despre greșita folosirea Bibliei în situația aceasta. Deci ce se întâmplă? Noțiunea de specie. O avem de la Charles Lineus, secolul XVII, da? Deci regn, încrângătură, uh, clasă, familie, gen, uh, specie. Cred că am sărit ceva, ce am sărit? Ordinul, ok. Că sunt șapte în total, asta le ține aminte. Bun, acum, uh, Biblia când vorbește de soi, nu trebuie neînțeles ne neapărat ca specie, și, de exemplu, când în Levitic 11, când s-a clasificat, să nu mănânci din zburătoare, între păsări, cu tare, cu tare, și nici liliacu. Deci, la un moment dat, apare între păsări, fiindcă, fiindcă avea are pârătoare cu pe patru picioare și așa mai departe. A existat un biolog adânc de ziua șaptea, numit Dr. Frank Marsh, foarte credincios, care a, a, luat doctorat la Universitatea din Chicago, a fost bubrede cu Theodosius Dobanski, unul dintre părinții geneticii, și numai este trece de Crick și Watson, și a fost profesor la Anderson University. Și el spunea că termenul baramin din Biblie, uh, care e soi, însemnează toate categoriile care se pot reproduce între ele, incluzând, deci asta trece deci în apară de exemplu, câinele și lupul sunt specii diferite, dar pot reproduce. Și, sau poate chiar cu vulpea se reproducă, care deja este altă familie de câtețe, nu, nu, sunt prea clară privința asta, dar bănesc așa stau lucrurile. Deci ceea ce spunea, ceea ce spunea uh, Frank Marsh este că în condițiile păcatului au existat într-adevăr modificări, chiar și genetic vorbind, mutații care s-au selectat, de exemplu, avem animale carnivore, nu? deci avem predator și victimă, dar el spunea că acestea au fost limitate de un fond genetic, care, pe care Biblia numește baramin, adică un anumit uh, tip de animal. Acum, eu nu, spun, eu nu sunt om de știință, ce vreau să spun eu, vreau să, eu sunt om a religiei și îmi păstrez limitele clare. Ceea ce vreau să spun este că uh, mi se pare că pot exista mai multe explicații satisfăcătoare în punct de vedere științific, care nu sunt neapărat demonstrate în mod uh, infailibil, în ultime instanță demonstrate, dar pot accepta adevăruri. Uh, Pot să să descoperi științifice, să le interpreteze într-o manieră biblică și creaționistă. Aș fi vrut să vă da. întreb: Ce părere aveți de afirmația domnului Dr. Stroescu? Uh, o afirmație pe care a făcut-o chiar la începutul acestei emisiuni, cum că teoria evoluției nu este. Științifică. Ci da, este și simplu, o este o da, este o teorie filozofică. Este o credință. o teorie filozofică. Deci, filozofia este o interpretare a. când spun credință, înțeleg ceea ce mi-am de mai la Dumnezeu. Este această teorie nu poate există. fi pusă în rândul cercetărilor științifice? Nu, vă în, în cadrul, sub umbrea acestei teorie, există foarte mulți savani care fac cercetare științifică. Adică, nu vreau să fac o afirmație extremistă, dar teoria ca atare, explicația ordinii în lumea vie prin baza evoluționiste este o ipoteză, o filozofi filozofică. Nu este, nu este pentru că nu nu eu vă da, ce, este, date. ce este știința? Da, V-aș răspunde da. la întrebarea asta. Știința este tot ceea ce se poate verifica și la care totul este sigur. Dați Urma exemplu? poftiți? Dați-mi exemplu. Acesta e un ceas. Eu nu zic... Asta e știință? știință. Eu nu zic cred că e ceas. Eu știu că e ceas. Pentru că am toate argumentele că este ceas. Înțelegeți credința umblă cu o serie de noțiuni la care nu are toate datele obiective rezolvate și atunci religie este foarte mare pe când știința este mai mică și mai sigură și din ce în ce crescând știința, dispare credința de acest punct de și vedere. Spun, uh, o teorie nedoborâtă este o teorie care stă în picioare și înseamnă știință. Este științifică, nu știință. Deci vreau să spun numai puțin. O teorie științifică e falsificabilă. Adică, iată să vorbim acum de, de, de asta, acceleratorul din CERN. Da? Mă simt mai confortabil că mă departez de domeniul domnului doctor. Așa. De <laughs> așa. din CERN. Da? Există o teorie făcută acum 50 de ani de Higgs. Anume că există o particulă fundamentală care, uh, a, a, care uh, face transformarea energiei în masă. Nu? Deci, teoria matematică, teoria nu este sunt în vorbe, teoria este scaite întregi de cifre scrise, dar pe care niciun trunii de aici nu cred că le putem uh, înțelege. Dar concluzia este că există această particulă. Bun. Teoria este științifică că este falsificabilă, adică poate fi supusă unui test. Karl Popper, logician, a spus, orice teorie care poate fi supusă unui test falsificabilă este științifică. Știința devine atunci când a fost testată da? și s-a dovedit că nu poate fi falsificată. Deci vorbim despre, despre originea ordinii univers, de exemplu, nu? despre, uh, o, o, des, despre uh, procese care au în sute de milioane, în milioane de ani, de exemplu. Noi nu avem cri criteriul falsificabilit, uh, Adică sunt falsificabile. Sunt predicții falsificabile în teoria evoluției, de exemplu. Predicții cu privire la ce vom găsi în codul genetic. Înainte de a deșifra de a, de, 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 de structura acelui de dezoxiribonucleic, nu? Genetic a explodat în 20 de ani. Informația genetică a crescut de la un volum la un tur de cărți cât un zgrienori. Deci niciun, niciun genetician nu știe toată această informație pe computer și echipe să lucrează. Deci știința a explodat în privința aceasta. Au fost uh, predicții făcute de, de veniți care sau S-au împlinit, dar în ultima instanță teoria evoluției nu este falsificată. Sunt predicții făcute de creaționiști care iarăși s-au împlinit. Ce deci am arătat eu în cartea mea care a stărit o reacție foarte neinformată de la Curierul. Nu știu de ce Curierul nu cere și mine articolul odată. Uh -huh. Da? Deci, ceea ce am arătat în cartea mea este că religia nu trebuie să pretindă că are argumente științifice împotriva evoluției, ci să înțeleagă că sunt limite între religie și știință. Și ce am vrut este ca omul jos să înțeleagă ce e aia știință, ce fac oamenii de știință acolo. Eu nu ne neapărat cu diavolul, caută și răspunsul la niște probleme, da? Iar, în privința Creației, Pavel spune, prin credință, pricepem că bi lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci, în privința creației, rămân la credință. Eu pricep prin credință că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu cu argumente știință. ci deci, unii să suie la voi, spun că ei îți dovedesc cu știința și, prin să se un oameni oameni incul și neinformați că lumea a fost creată. Nu pot dovedești știință că a fost creată lumea. Practic, despre lucrul acesta aș vrea să discutăm. Da. Această, acest, acest Exact, da. da. Vrem adică, să clarificăm da. diferența adică, dintre sfera religie și da. Da. știință. Da. Sfera mare a religiei este că accept o se întreagă de afirmații considerate divine, sacre la care nu are argumente, dar le acceptă că fiind reale. Deci e o sferă foarte mare. Oamenii de știință au o sferă mult mai mică, un cer mai mic în cadrul acestei, acestei sfere mari da? și e permanent prin argumente științifice, prin experiențe, prin studii, prin logică lărgesc, prin... Această, lărgesc sferă? această sferă. În momentul în care oamenii de știință verifică o serie întreagă de afirmații religioase că sunt științifice, acea sferă nu mai are credință în ea, pentru că deja e verificată ca știință. În momentul în care nu am argumente științifice, zic cred. În momentul în care am toate argumentele, spun știu. Și atunci, cam, cam la 5, 10, 50 de ani, creatorul dă câte o picătură de mare concentrări de științe și oamenii de știință care caută, caută, caută adevărul au o explozie formidabilă cum a fost în 1946 când s-a dovedit, s-a descoperit acidul dezoxiribonucleic s-a descoperit și codul după care este făcut codul genetic, ce înseamnă cod? Însemnează care este sistemul de a funcționa acestui și că a descoperit codul genetic. Codul genetic a cui? A unui acid. Mm. Și acest acid are un metru șaizeci și are dovedit că în fiecare celulă sunt scrise toate informațiile unei ființe Cum umane. are un metru șaizeci? Lungime. Ce e ăla? Deci este, este, un firișor lung de tot, tăiat pe cromozom, care are un metru șaizeci în care e scris toate secretele fiecărei ființe umane. Și în toate celulele există acest acid, acid de exoxiribonucleic în care e scris tot ce trebuie. Și acum ceva e interesant, după o perioadă, anumite celule, li se spune, tu să faci ochi, dar ea are toate informațiile, să facă și ureche și unghii, dar ea va face numai ochi, tu vei face rinichi. Și din acest acid foarte mare, fiecare celule primește cât o sarcină după informații din acid și așa apare omul. Și în acest acid oamenii caută să găsească prin cromozom, prin gene, niște informații. Ce este modificarea genetică? Păi iau din acidul ăsta lung o bucățică, o genă de la om și o pun la pește. Și atunci, să o pun o bucățică din, de la pește la, la, la căpșună și căpșuna respectivă, dacă știu să iau bucata care face ca peștele să stea în apă, să nu putrezească și o pun la căpșună, căpșuna nu putește să în apă. Deci am luat două informații și am pus una peste alta. Deci acidul de zoxiriponucleist a fost o bombă mare pentru biologie, că ceea ce se credea, acum s-a văzut baza respectivă. E știință. A, e știință. A apărut domnul Einstein, nu? Și se știa până la Einstein anumite probleme. El a lărgit lucrurile respective. Se știa de exemplu, până la, la Bachevski că două linii nu se întâlnesc niciodată. El a dovedit că în infinit se întâlnesc. De ce? A apărut o altă bombă științifică care a lămurit niște credințe. Și acum vine Biserica Anglicană și spune: Dar a avut dreptate. Biserica sunteți sau Nu, sunteți nu, nu vreau să vă spun ceva. Biserica, dar nu știu dacă Biserica Anglicană spune chiar așa. Adică vreau acum să spun. Că... Ca, ca biserică, biserica nu poate să spună ce e exact. știință da. și ce nu e știință. Biserica e cu credința. Da. Și ea spune: Nu are noi... dreptul să facă lucrurile no, dacă nu, mi se pare mi interesant. Nu, nu puțin. Biserica, biserica leagă, anglicană. leagă situația aceasta de cazul Galilei și cu. Permiteți, Biserica Anglicană e Biserica și biserica nu se ocupă cu știința. Cum nu se ocupă biologia cu, cu logica. Au legătură între ele, nu? Cum nu se ocupă, să zicem așa, geologia cu astronomia? Îți surori? Deci au legătură. Deci au au legătură, legătură între ele. Bun, Ei, deci biserica anglicană poate să spună ceva de domeniul credinței, știința adevărată, așa cum aici e mare problemă, că sunt false religii. Da, asta vreau să vă Discutând asta. Și, și dacă unul spune că eu sunt știința adevărată și spune niște gogomănii care nu sunt de știință, el îmi amuștat am în toate vreau, știrile vreau unde da, apare, da, leagă da. acest lucru de ce a făcut Vaticanul cu da, aș să Galilei. Așa spun au prea că au dreptate, nu chiar. Deci, în cazul lui Galilei. În ce, da, în ce în sens dreptate. Se Galilei nu a venit cu o teorie științifică dovedită. Galilei a venit cu niște cifre de la Copernic și a arătat că atunci când, când, când pleci la premisa că planetele se văd în jurul Soarelui, și aici l-au ocolit pe Kepler, care avea dovada foarte clară că calculele că Kepler erau mai bune, dar era invidie profesională, că când pui traiectorile în jurul Soarelui, îți iese ecuația, care de fapt era geometrie pe vremea aceea, calculul, uh, uh, cum se calculus, analiza matematică, a invitat-o Newton mai târziu. Bun. Acum, Galilei a. A susținut teoria asta, în timp ce cuvintele Bibliei, în aparență, contraziceau. Galea a spus: Nu poți vorbi despre Univers în cuvinte, vorbești în cifre. Și aici a fost conflictul lui cu Biserica. Nu, no, noi avem învățătura noastră, noi ne bazăm pe Biblie și spunem că uh, Pământul e centrul Universului. Galea a luat luneta cu el la Roma să le arate. Și a zis, domnule, de vreme ce există sateliți în jurul Jupiter. Probabil că am dreptate, iar papa are să se uite prin luni, dacă a zis că Bun. e de la diavol. Acum vreau să spun, Darwin, Darwin. Până la ora dar, aceasta dovedit, Galilei s-a dovedit, 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 dovedit că are dreptate. Da, Ce ne ar... facem dacă în câțiva da. ani de zile aflăm că Darwin are dreptate? Hai să spun care e situația. Darwin are două părți. Are o, o parte de observații științifice făcute în timpul călătoriei prin Beagle, de intuiție cu privire la mecanismele eredității, a intuit pe undeva ce, Mendel a descoperit mai târziu jucându cu babe de mazăre și de a cauza asta el a respins la marcheanismul care spune că trăsăturile achiziționate se transmit ereditari. Și a spus că nu înțeles mai repede. Deci la susține că dacă eu, de exemplu, îmi tai un deget, și ar putea ca copilul meu să nască cu degetul tăiat, să zic, la modul vulgar, nu? Darwin, selecția naturală a ocolit ideea aceasta. Deci a încercat să explice o transformare a speciilor prin mutații accidentale selectate. Bun. există o sferă palpabilă a teoriei lui Darwin din observații. Dincolo de aceasta, Darwin a fost un agnostic și un om care a crezut că totul este accident și nu are nicio direcție și sens. Nu cred că biserica anglicană în privința asta și-a scuze, că doar ei cred în Dumnezeu, deși, mă rog, Uh, se spune că teologia are ca scop să ține pe agnostici în biserică. Mm. Însă cred că biserica anglicană ce a vrut să spune este ce a spus domnul doctor. Nu e treaba noastră, deci dacă Darwin vrea să facă cercetare și vine cu o ipoteză științifică, că lumea s-a dezvoltat prin selecție naturală, e o ipoteză științifică pe care trebuie verificată științific și uh, analizată științific, nu e treaba mea ca teolog să-i spun iese sau nu ai dreptate. Da. Și am cred înțeles. că aici da, au dreptate. Da. Dacă deci, vezi, legat, da. legat exact, de aceasta. Da. 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 Da? Deci Biblia face o serie de afirmații pe care o religie oarecare le-a considerat că sunt, că sunt uh, biblice. Aceeași religie a făcut niște afirmații pe care Biblia nu le-a spus. De exemplu, Biblia nu a spus că Pământul este centrul Universului. Dar Biserica respectivă a, a considerat de. ca o afirmație a credinței că, că Pământul e centrul Universului. Unul are care, cercetând, a venit cu o altă credință. Eu nu cred că e centrul Universului, nici în nu aveam încă dovești. Atunci au fost două contradicții de credințe. Și în momentul în care s-au dovedit, s-a văzut că credința celui de-al doilea este reală, pe când credința primului este falsă. Bun. Deși a venit în numele religiei, Biblia nu a afirmat ceea ce a crezut, credința respectivă nu a fost reală și atunci credința celui de-al doilea, care s-a dovedit științific, s-a dovedit fiind superioară. Am înțeles. Problema. Uh, vreau deci, să știință. Vorbim. știință da. Este tot ceea ce este verificabil, ceea ce este real și toată lumea recunoaște. Bun, domnul doctor, acum aș vrea să adaug ceva. O completare și nici măcar o completare. Mi-a sunat în cap o idee. De exemplu, doctor, doctor Frank Marsh spune: Biblia niciodată nu folosește metoda de clasificare a speciilor a lui Charles Lineus. Asta am făcut-o noi, zice. Deci, în momentul când noi spunem după soiul lor, el, de exemplu, în Marșul spunea că noi nu putem avea în arcă toate speciile, dacă el a avut prototipuri care apoi s-au diversificat. Da? În momentul în care spune prin soiul lor, spune, noi să înțelegem, putem crede că Dumnezeu a creat și rasa de pe și de câine lup separat, e treaba noastră. Deci, ca protestant, cred că omul are dreptul să interpreteze în Biblia singur, da? Putem crede că Dumnezeu a creat prototipuri, dar noi nu avem dreptul să facem dogme din, religioase din credința noastră. Îl lăsăm pe omul șt de știință să cerceteze și pe omul de știință nu-l punem pe rug, pentru că concluziile lui Bun. contrazic niște vederi limitate. Am, am o întrebare, dar după o pauză da. întrebarea va suna chiar așa. Este omul de știință în stare să vină cu niște răspunsuri biblice? După o pauză revenim imediat rămâneți alături de noi. Am revenit, continuăm discuția vă întrebam înainte de pauză dacă este în stare un om de știință să demonstreze ceea ce susține Biblia. Dacă ceea ce susține, dacă vreau să nu ce susține Adică până la urmă, eu ca și creștin, da, mă pot lua după un om de știință sau mai bine merg pe pe așa cum cred eu, așa cum am înțeles eu. Biblia nu ne dă informații științifice despre univers. Biblia ne dă informații dacă dacă spre metafizice. Deci Biblia este revelație. Dacă omul de știință ar putea descoperi ceea ce Dumnezeu descoperi revelația, anume că El este creatorul nostru, că El este mântuitorul nostru, că El este originea ordinei, că el este război între bine și rău, atunci Biblia l-a lăsat pe omul de știință să ne lumineze. Dar Biblia a dat celor proști această revelație ca să ne-o predice și ne-o predică fără gramatică bună și trebuie să o acceptăm, pentru că omul de știință în toată țiunea nici nu va ajunge la concluzia lor. Deci, în, uh, răspunsul meu este categoric nu. Deci, da. omul de știință nu ne descoperă ceea ce ne de despre revelație. Oamenii de știință caută să cunoască, definiția științei ar fi așa, un sistem de adevăruri care caută să cunoască lumea înconjurătoare, să-i cunoască legile și să le aplice pentru binele omului. În Biblie sunt făcute foarte multe afirmații, foarte multe credințe. Oamenii de știință le iau din Biblie și vor să le demonstreze științific și caută argumente. Și în momentul în care găsesc argumente, acea credință devine știință. Deci, oamenii de Bun. știință studiază Biblia. Tocmai pentru ca să... Dar există foarte multe. Uh, teorii științifice, poate nu este sau poate eu știu. vin unii și da. spunem: asta e știință, că el se laudă că el crede că e știință, a ajuns la, Mai la a, știință. Vorbesc ca un predicator din la. Nu știu ca ce vorbesc. De. Eu vorbesc ca da. din da. punctul de vedere al unui da. creștin. Da? da? Care el se uită în Biblia, a citit asta, a înțeles asta, pe baza credinței, da. și la un moment dat vine cineva cu o știință, cu o teorie științifică. Ce să facă în sine? Vreau să răspund clar. Când, când, da, când, da. când această teorie științifică îi contrazice propria credință. Vreau canință. să răspund. Omul de știință care studiază Biblia îl găsește pe Iisus Hristos în Biblie ca Mântuitor personal. Omul de știință care studiază Biblia, și când un coleg savant vine la laborator și spune, uite, eu am această teorie despre atom, despre proton, despre coartă, despre genetică, despre... De, domnul doctor are o teorie despre relația între întrezerea pubertății la fete și gimnastica la... Da? Deci, în momentul, hai că domnul doctor vine la mine, eu sunt, să zic, mă dau teolog și zice, uite, eu am făcut un studiu, mi-a dat doctoratul în, în medicină sportivă și chiar m-am uitat aseară peste doctoratul lui. Și am, am arătat că fetele care fac dans, gimnastică artistică, au pubertatea întârziată, cele care fac gimnastică la Nadia au și mai într zic nu, 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 nu se nu este așa. Pentru că uite că în Biblie se spune că fetele șau să danseze pe la Marea Roșie și dacă Dumnezeu le-a scos să danseze, înseamnă că Dumnezeu nu, pot veni cu tot felul de speculații. Ce vreau eu să spun? În momentul când un om de știință vine cu o argumentație științifică, deci vine cu observații, și cu teste de laborator, colegului creștin are datoria să îl asculte. Și dacă vrea să-l contrazice, să-l contrazice științific. Mm -hmm. Dacă vrea să contrazice teologic, spune: Credința mea religioasă este alta. Punct. Dar nu fac de știință. Dați-mi mai mult timp de, de. Vă dau, de dar Sorry. sunt da, Chiar vă rog, spune. Da să de de, că am eu multe da, întrebări. Da, un om de știință nu este un om care are un ecuson, om de știință. Și un om de știință este un om care caută. Să cunoască adevărul cu argumente care se verifică în practică. Păi depinde ce adevăr caută el aici. Sunt nu oameni contează. și oameni. Nu contează. puțin. Când un adevăr se verifică a fi adevăr, acel om e de știință. Când Cine a... stabilește că acela este adevăr? Practica. Practica este criteriul adevărului în știință. Practica. Momentul când se dovedește un lucru că așa este, acela e știință. Deci orice lucru demonstrat cu alte este știință. Cuvinte. Ce nu-i demonstrat e credința. cât de sigură este știința. Știința este sigură 100%. Amin. Știința însemnează realitate dovedită. S-a presupus că oamenii au această construcție, că ar fi niște gaze în jurul lor pe care sunt scrise toate informațiile. Când Water și Crick au luat și au descoperit acizi dezoxiribonuclei și au descoperit bazele purinice și pirimidinice acestui acid. Și când le-a făcut formula, în momentul respectiv, toată credința a devenit știință. Și toți oamenii se bazează pe ceea ce au făcut ei, pentru că au transformat credința în realitate. Deci un om de știință nu e omul care zice că ești de știință, ci omul care produce realitate. Un exemplu, iau un armăsar și o măgăriță și iese un catâr iau o iapă și cu uh, măgar și este un badou. Mă, uh, deși sunt două specii asemănătoare, nu seamănă prea mult între ei procedura lor. Amândouă sunt sterile. Nu mai pot păcrea. Deci, ne a pus niște limite și chiar dacă uh, cercurile apropiate pot face niște combinații, legea spune stop, dovedit științific. Deci, tot ceea ce se dovedește științific. Tot ceea ce se verifică științific este știință reală. No. De aceea spunea pe vremuri și marele Paul din Tars, zis știința apostolul Pavel al lui. Știința spunea, se va... Pe, nu, pe, pe, știință pe nedrept numit astfel. Adică nu orice om care se dă științific, nu, sau nu orice om care se consideră uh -huh. teolog din teolog. Pui, clarificăm clar. Știință înseamnă verificare, înseamnă adevăr, înseamnă repetare, înseamnă dovedire practică. Tot ce nu e aceasta nu e știință. Deci toate un om, teoriile om de știință, cu care da. se lucrează Acum, sunt teorii. Exact. nu e știință. În momentul în care o teorie e foarte aproape de știință, ea încă e teorie. În momentul în care a spus clar s-a dovedit momentul potrivit. Păi, să dau un exemplu. Teoria gravitației este încă Așa. o teorie. Deci, la data aceasta nu se știe încă dacă gravitația să, să, să probagă prin niște particule numite graviton, ipotetic. ipotetic, nu se știe. Gravitație e dovedit că există. E că există, dar este nu o teorie, explicație, explicația, exact, exact. Explicat, da, dar exact. e clar că exact. obiectele... sunt... Că... da, indiscutabil, da. Știință. Deci, deci gravitat, gravitația da, asta se știe totdeauna că or, obiectele cad. E... În momentul când observ și dovedesc că gravitația există, sunt om de știință. Dar acum știe toată lumea, omul de știință încearcă să explice cum funcționează gravitația. Deci mai nu? departe. Deci în momentul când un savant la cer sau unde a Bun, descoperit Bun, acea urmă, particulă cum e cu graviton, e sau nu e nu, știință? Păi normal că este știință, dar ce vreau să spun este Newton a venit cu o teoria gravitației, nu ne-a explicat că scade direct proporțional cu patratul distanței și crește proporțional cu masa, masa? Asta a Newton, a venit și cu inerția și de a inventat o trea gramură matematică care ne chinuia pe noi în liceu, analiza matematică, îți asta, Einstein a mers a mai departe. Da. Și a zis că este o curbură a spațiului timpului și că uh, practic gravitația face ca aceasta să meargă mai încet, ceea ce e fantastic. Dar să vedem matematic, pormă, oamenii au observat universul până în 1970 sau tot uitat la universul, văd dacă Einstein a avut dreptate. Și când au fost destul de puternice telescoape, au văzut că a avut dreptate. Dar încă nu știm exact ce este gravitația. Știm că există, dar nu știm exact ce este. Acum, ce se întâmplă? Nu pot spune că teoria lui Einstein sau lui Newton nu este științifică, pentru că nu are toate răspunsurile, pentru că este o teorie formată matematic, care, vorba aceea, dai drumul la un obiect, cade jos, nu? Încă nu, nu, nu a venit ziua în care să dai drumul la un să meargă în sus. Uh, și ca atare, uh, toate au teorii care au fost, n-au fost falsificate. De exemplu, Newton a fost falsificat. Și nici Galileu n-a fost falsificat până în ziua când oamenii au constatat că o rază de lumină, când te apropie de ea sau te depărtezi de sursă, viteza rămâne aceeași tată s-a dus totul peste cap, atunci a Einstein. Da. Dar nu se nează că Newton a avut dreptate, nu? L-a falsificat în sensul da. că a arătat că există o sferă mai largă, a Ați mișcării? văzut da. ploia? Da. Vine frontul de ploaie. Și se oprește brusc. Până aici a plouat, până aici n-a plouat Sunt nori. Dar se vede clar limita între unul și altul Asta e știința și cu religia. Ploi, nori sunt teoriile, apa pe unde a curs este E Dacă vreți să spunem este știință, unde este uscat este credință. Deși norul poate fi și credință. peste uscat. Și permanent tot ce se dovedește clar poate fi repetabil, care nu, nu că desfințează, să, să spunem așa, care uh, adeverește că este real, Bun. se numește știință. Uitați, ce domnul doctor, să vreau să un... mă refer la domeniul dumneavoastră, Mendel. Da. Mendel a venit cu o teorie, cu o ipoteză. Așa. Despre, despre, apoi a venit Crick și Watson și au arătat baza chimică. Acum, ce se întâmplă? Noi nu putem spune că Mendel n-a fost un om de știință, că a fost un om de știință genial, pentru că nu avea dovada cu microscopul, deși după el unii au văzut cromozonul, dar nu au decifrat de acidul de exoxidibilor nucleic. Deci a fost o teorie științifică care a fost demonstrată. Până când a fost demonstrată, folosesc o prezentă doctor, -um -um a fost norul peste pământul scap. Ținea umbră. Dar nu ploa. După ce a fost semnată, a ploat. Deci eu nu pot spune că norul acela nu are ploaie. Adică nu pot spune că o teorie științifică nu este adevărată, mai fiindcă este teorie. Potea uh -huh. da. foarte bine ca teoria Domnului amintit să fie o eroare. Cu toate argumentele lui. Și mai târziu se dovedește dacă e sau nu științifică. Da. Deci, în momentul Bun. în care știința a dovedit clar, nu mai avem ce comenta. Uh -huh. întrebare de 100 de puncte. Ce să facă un creștin? care până acum a înțeles ceva în toată sinceritatea lui, cum a citit el în Biblie, în Sfânta Scriptură și dintr-o dată vine o teorie care se dovedește a fi corectă, științifică, dar care ea este în aici, contradicție e, cu ce a înțeles el. să dau răspuns aici. teologic, da? Nu, întâi dau răspuns eu. Ok, și da. după aceea dumneavoastră. Da. Da, atenție! Uh, foarte interesant am găsit uh, o, o, o întrebare a Domnului Isus Hristos, care m-a tulburat ci că cum citești în ea uh -huh. nu tot ce citești din Biblie însemnează că ai și înțeles nu tot ce citești este adevăr religios ci cum citești deci mai întâi de toate trebuie să știi ce citești să fii clar că ceea ce spune acolo e adevărat pentru că dacă crezi că Dumnezeu există și Biblia e revelată ce spune în Biblie este adevărat la nivel de credință și acum eu caut argumente științifice ca să dovedesc prin argumente și prin practică că ce scrie acolo e real. Dă -mi să mi-a -mi luat vorba din gora și a dau răspunsul unui savant, <gânt> unui savant, Galilei, Galilei, care a spus așa, atunci când teoria științifică contrazice felul în care înțelegem Biblia, o mai încercăm o dată, o încercăm a treia oară. Când vedem că stă, ne duce și ne întrebăm dacă am înțeles Biblia bine. Biblia nu cade, Biblia e Cuvântul lui Dumnezeu, dar perceperea noastră cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu este limitată. Biblia e o carte cifrată, special pentru că este un dușman și special pentru că Dumnezeu vrea să încurajeze pe cei care studiază de adevăratele. Deci, nu ce orice om care pune mâna pe Biblie este un om religios, un teolog, un om care a înțeles Biblia și credințele Biblie. Deci e nevoie de seriozitate în privința credinței în Biblie, și apoi seriozitate în cel care caută, prin argumente, prin experiențe, să dovedească că acea afirmație e chiar științifică. De ce discut lucrul acesta? Pentru că există foarte mulți creștini care nu au niciun fel de. Hai să nu zic chiar niciun fel, dar nu au prea mare încredere în știință. Au mai mare încredere de ce cu nu știu, în ceea ce au înțeles ei, în credința lor, domnule. Și merg pe ideea și mi se pare corect până la un punct. Biblia este un cuvânt revelat. Noi nu putem să înțelegem tot. Aici e problema, nu putem să înțelegem tot. Dar trebuie să cred. Așa. Și aici este, este o diferență între a crede ce am înțeles, de fapt, Uite, este, ce, să, da. este până la urmă da. ce a revelat Dumnezeu. Hai că aici aici avem, este ce am înțeles avem eu. Avem probleme cu teologia. În orice facultate de teologie serioasă există un curriculum de știință și religie și un curiculum de istoria filozofiei, de logică. Și ce, care, ce, care e rostul unui pastor să studieze toate prostile astea, vei spune. Păi care este rostul? Pasul unui om de știință. Dar pastorul trebuie să înțeleagă ce este știința, ce este limba științific, ce, ce este o teorie științifică. Credincioșii despre care fac o confuzie. Acum am întorc la granița care a spus domnul doctor între știință și religie. Deci ei spun, eu nu accept ce spune știința, accept ce spune Biblia, da? Dar atunci când se îmbolnăvesc, se duc la doctor. Deci acceptă că știința poate să-i vindece Și n-am văzut niciun credincios care atunci când este bolnav se și doar să se roage. Se roage să se duce la doctor. Am văzut doar fanatici care nu se duc la doctor, da? După aceea folosește un laptop. Folosește un da. laptop. Care de fapt ce, ce folosește un laptop? Folosește unde electromagnetice. Acceptă da. credinciosul teoria electromagnetismului? Nu acceptă că îi se pare că nu este în Biblie. Că o fișă asta de la diavolul, nu? I-am avut un da. coleg care spunea că e de la diavolul. Da. Încă ceva. Ar fi așa. Că știința caută să confirme afirmațiile Bibliei. Eu am văzut ce ați Adevărat. făcut dumneavoastră acolo. Ați așa. Când ați când mi-ați arătat că uh, atunci când vorbim de religie, când vorbim de creațiune de, de, de Biblie, mi-ați făcut așa un cerc mare. Da. Iar când ați vorbit de credință, ați făcut un alt cerc în cercul acela da, mare. Da. uitați-l că crește așa. Crește da, ca pâinea. și el crește. crește ca pâinea. E, și va ajunge, va ajunge în este infinit. Tot ceea ce este științific intră în cercul acela mare al credinței și al religiei? Sau ele doar sunt două cercuri care se suprapun? Dar eu am văzut cât cercul invers. I cât... am văzut cercul științei mai îngust și cercul religiei mai larg. La... Așa, exact așa da, văzut. Da, 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 cercul da, cercul da, religiei da. este rar, cercul, cercul științei este știința îngus, uh, e... dar este în cercul acela. Urmăriți Întrebarea mea este, da. tot ce este științific intră în cercul religiei? Fac, fac, un sau, ce... sau... fac un cer mai mare, numite eroare. Așa. În eroare, poți să spui ce vrei și ce nu vrei. Nu? Credința este un, este un cerc mai mic față de eroare, dar la care, prin, de, de, prin revelație, consider că aici este adevărul. Dar încă nu l-am verificat. Și știința nu face decât să caute, și în eroare, și în știință, unde e adevărul. Și în revelație. Și, 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 revelație. și, va, și interesant, Bun. unde este eroare, nu va întrebarea găsi adevărul. Nu Sunt va găsi adevărul. Ca să, să, da. să pună altfel eroare. ca să mă înțelegeți. Da. Uh, știința. Intră perfect în cercul acesta a religiei, adică tot ce este știință ar trebui acumulat de religie sau Da, ia acum ar trebui care religie? Să că vreau să spun ceva, diferența între știință și religie este că în comunitatea științifică există mai multă unanimitate decât între religii. Nu, întrebarea este tot ce știință trebuie să fie acceptat de religie sau Nu este o religie. Da, pentru că în lume sunt milioane de religii atunci vom face un cerc mult mai mare al, al credinței, pentru că sunt prea multe și nu pot fi toate reale. Și atunci știința va fi cea care va arăta care din aceste religii este adevărat. Pentru că știința merge numai pe adevăr. Veți cunoaște adevărul și vă face liber. Păi asta, asta întreb. Asta deci este tot rolul ceea științei. ce științific, Păi nu au zis multe afirmații. Exact. Deci La dumneavoastră sunt foarte, e foarte ușor, cum să spun, știința este alb, aici am alb și aici Științe, e negru, e Totul alb și încă negru. Ceva. Știința Dar... este verificabilă și apoi are o zonă de nori la care încă nu sigură. Uh -huh. Dar e sigură. Dar în locul nor... în, care, în locul în care acolo se fac cercetări, încă e credință. Încă n-au dovezile toate. Deci este un cerc clar la care nu se poate discuta este un nor care cercetează credințele și necredințele cred că norul ăsta și cu... dezechilibrează și pe mulți și, și foarte pe mulți consideră, consideră că acest nor, nor este credință, încă ceva dar doar oamenii de știință umblă în norul ăsta și caută adevărul din el dar, împreună da. cu religioșii da. dar, dar unii îl acceptă prin revelație, alții caută să confirme prin demonstrații. Eu vreau să răspund la întrebarea aceasta cu confuzia. Eu cred că confuzia e de altă natură. Autoritatea omului în biserică. Însă eu sunt protestant. Cred că fiecare creștin are dreptul să meargă la Biblie, să o interpreteze singur. Și nu spun că el trebuie să ignore ce au spus alții sau ce spune biserica lui. Dar el e ultimul judecător cu Biblia. Și anumă. poate face erori. Și poate singur. Fa orice om face erori, indiscutabil. Da. Uh, problema care spui nu este conflict între credință și știință. Este un conflict între știință și autoritatea clerului. Aici o o știință și... Nu, nu, autoritatea clerului. Da. Pentru că, de fapt, dogmele bisericii nu le-a făcut credinciosul, că nici nu are timp să ocupe de asta. Le face clerul și îi le dă. Și el trebuie să le creadă. Noi am rămas cu... Este un conflict aici, care a la iluminism, între clerul european, care avea autoritatea și peste știință, și peste filozofie, și peste viața individului, peste toate. Și omul de știință, care l-am dat spune domnul, eu am să cercetez domeniul acesta. Și asta a aportat în uh, Universitatea de Protestante. Și să concluziile indiferent de ce spune popa. Nu? Da. Aici este problema. Noi trebuie să înțelegem că omul de știință și vorba domnului doctor, nu oricine se pretinde că un om de știință este om de știință că pătește 30.000 de dolari și așa un PhD. Este vorba de aduc o contribuție la știință. De știință pot face multe greșeli. Indiscutabil. Pot face multe erori până când ajung prin calcul și în demonstrații. Ca aici este o problema. De, ze, de zeci de ori, erori. se pot, de da. de ori se pot anula. Marius, eu sunt om de știință. Da. am o problemă. dar da, 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 aici da. ei spun, domnule, no, sunt om uite, de știință. Aici și... o problemă, nu. Omul de știință, să dau exemplu domnului uh, doctor Stroescu, acum, în anii 50, erau reclame mari, dați copilor dulciuri. Omul de știință a spus, da. nu mai dați copilor dulciuri. Deci, nu, erorile, nu da zahăr. Nu da zahăr. Dulciul, da. Dar e Da, corect. Dar ce vreau să zic? Erorele... Vezi, omul, vezi omul de știință? Da. Spune, dați fructe, dar nu-ți dați zahăr. Da. Deci, omul de știință, vreau să spun, știința și-a și corectat singur erorile. Asta e un alt care trebuie să-l În teologie lucrurile sunt altfel. Omul ține cu încăpățânare la eroare și răspunde deci aici, în domeniul domeniu meu. Pentru că de, eroare, de o eroare care ai făcut dogmă ești, din ești ea... Și mândrie. Și nu mai mândrie, este autoritatea ta. Exact. De exemplu, Biserica Catolică susține la data aceasta o teorie a concepției umane, care e total aberantă din punct de vedere științific. Dar cu toate că Biserica Catolică are mai mulți biologi și intelectuali decât oricare altă biserică, știe că dacă și orice cardinal din Vatican este de educat să știe aici, că teoria aia lui Augustin nu este valabilă, dar știe că în momentul când spune noi am greșit, un miliard de oameni zic, a, deși deci voi puteți greși. Omul de știință zice, noi putem greși și te rog, spune, vezi că recunoaște că greșește. Uite, noi avem totdeauna dreptate. Și și teologul, și rabinul, și preotul greșesc în interpretarea Bibliei. Biblia nu greșește. Hai să reluăm da. ideea că e foarte interesantă. Știința spune că este nevoie de glucide ca să trăim da. normal. Și la început când n avea lucrurile foarte clare, și că da, zahăr, tot ce dorim, să avem glucide făcând experiența, a văzut că zahărul are foarte multe efecte, fiind foarte concentrat, fiind foarte sărac în alte substanțe decât în calorii. A spus, nu e bun. Tot aceea știință spune, sunt foarte bune dulce, menținem, dar zahărul nu e cel mai potrivit, luați uh, dulce de natură. Am înțeles. Uh, trebuie să luăm o scurtă pauză, revenim imediat, rămâneți alături de noi. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii, o discuție, cred eu, foarte interesantă. Uh, domnul Constantinescu spuneați că uh, religia nu vrea să renunțe, ră, stă cu încăpățânare da. Asta, la dogmele pe Asta care e Nu cumva este și datorită credinciosului care eu, credincios eu vrea să știe alb cu negru ceea ce este adevăr, ceea ce este. Ca creștin, cred și în cuvintele Domnului Hristos. Domnul Iisus Hristos pune nu responsabilitatea Nu mai puțin, știți de ce vă spun? Da. Sunt anumite lucruri pe care. Poate că unii pastori, unii preoți, unii popi le-ar spune, dar nu au curajul să le spune că le sare lumea în cap. Uh, le sare în le cap spună. din cauza când sunt atâțiați de colegilor. Uh, de, ce, de, ce, de ce a fost ars pe Giordano Bruno? Toată gloata din... din uh, unde a fost da, da, dacă toată sor, lumea, -a -a. lumea a fost obișnuită okay, să se închine da. așa în cine, felul acela. Cine i-a învățat pe oameni să cadă în superstiții, în dogme absurde? Cine i-a învățat că preotul este infailibil? Cine i-a învățat pe oameni că judecata lor nu contează, că Dumnezeu le-a dat un creier ca să-l amurțească? Cine i-a învățat? Preoții i-a învățat. Și Thomas Jefferson spunea, preotul în toate timpurile și toate locurile este dușmanul științei și a libertății. Și vreau să spun ceva. Uh, o, o, fac o afirmație, fac o afirmație care o să mă coste. Deja s-a făcut afirmație. Da. Da. Și -ai mai, <sus> mai mulți predicatori Pastori, preoți, sunt, se simt inconfortabil cu oamenii gândesc. Pe când du-te la care la Universitate, și profesorul tău, e ateu, e om de știință, nu e inconfortabil că tu nu accepți teoria lui. Înțelegi? Da, Îți da. dă voie să gândești. Bine, sunt și oameni bătuți în captoare de lucru. Vă dau un exemplu. Un mare profesor universitar, renumit în lumea întreagă, că e un om care gândește, a spus așa. În stomac, fiind aciclorhidric foarte concentrat, evident că în stomac nu poate exista nicio vietate care să-și mențină viața, nicio, absolut nimic. Și atunci, stomacul e perfect steril. Domnia s-a uitat că enzimele sunt niște proteine active și în stomac. Și a, a ținut această teorie dânsului științifică cu argumente. Un număr de ani cât doi doctori au spus, că noi am văzut într-un stomac niște mici bacili care au deasupra un fel de elicie și stau pe lângă pilori și să-i numim helicobacter pylori. El a spus prostii. Oamenii aceștia de știință au luat puțin microb din ăștia și au făcut o cultură. Și ăștia au crescut foarte bine. Și când profesorul spunea în continuare prostii, uitați domn profesor, cultură din stomacul unui om. Și când au verificat de câteva ori problema, cei doi au primit premiul Nobel au fost ținuți de știință sau de oamenii așa zi științifici. Au fost ei științifici că au primit primul Nobel? Da. Au fost. Observați că și știință, cuvântul știință... E exact. doctor, vă pun cuvântul o întrebare. Cuvântul știință înseamnă da. adevăr. Băgați-vă puțin, domnule religie, ce se întâmplă cu un luter sau cu un teolog, un om al lui Dumnezeu care vine cu un nou adevăr în lumea religioasă. N-ați văzut? văzut ce se da. întâmplă? Așa pe pe Nobel? Da. Da. Deci, <laughs> da. și din lumea religioasă și din lumea științifică când un om vine o, o afirmație o afirmație da, da. care nu seamănă cu dogma nu? cu regula, cu ceea ce s-a ajuns până atunci, toți conservatorii vor spune de unde ai scos-o și pasta? asta. N-au răbdare. Pentru că exact invers ceea ce gândeau ei. Și atunci vine omul adevărat de știință și trebuie să facă cercetări și începe să aibă dovezi. De exemplu, un om împăcătos și eu dovedesc că prin credință îl fac un alt om. Și dovedește-mă. Și dacă faci într-un criminal până la urmă, să faci un misionar care se în țări străine să vorbească numai despre Dumnezeu, aici nu este experiment științifică, cuvântul are putere? Și dacă poți și să verifici și să arăți în practică că ceea ce spui tu se verifică, în practică aici apare știința. Da. Pentru că s-a verificat Tot ce este e verificabil este Este interesant că Einstein și a avut un doctorat Până a murit Pentru că el era la un birou de invenții Făcuse fizică, pasionat de fizică teoretică De ce vreau să spun? A fost un adevărat om de știință Nu a fost om de știință fiindcă a avut un titlu Pentru că alții cu titlu s-au împotrivit teoriei lui și uh, în prevința aceasta deci, dogmatismul există și în lumea științei nu, nu vreau să spun că dar ce vreau să spun este că știința prin natura ei nu e caracterizată de dogmatism ci de deschidere. Un om de știință trebuie să fie liberal, nu conservator adică sunt sigur până aici mă opresc aici și mi-ajunge ies la pensie ci permanent să spună așa e dar nu cumva e ceva în plus da. deci permanent el caută și devine permanent un subiect de discuții pentru alții. Domnul doctor sunteți om de știință Uh, ce recomandați unui teolog care a descoperit un adevăr sau care, eu știu, adaugă un adevăr în plus la, la adevărurile descoperite? Ce să facă? Să-l să verifice, să verifice practic, să ia adevărul respectiv, să-l înțeleagă. De păi ce mai ne facem întâi, că în domeniul religiei, nu știu dacă se, se chiar fac experiențe? Toate se, lucrurile se fac experiențe. Se fac experiențe nu? Un om este supărat, nu? Pentru că cineva i-a făcut ceva foarte rău și spune, nu pot să-l uit, nu pot să-l uit, nu pot să-l nu pot să-l să iert. Da? Și vine un domnul pastor și spune, iartă-l să vezi ce bine te simți dacă îl iert. Imposibil. Îl iartă da. să liniștește omul. E adevăr științific. Ce facem până la urmă? Transformăm religia, care înseamnă credință, în lucruri e, palpabile, lucruri, doar lucrurile demonstrate? Uh, Acolo da. unde nu avem argumente și unde suntem siguri că Dumnezeu a zis care le știe pe toate și le-a făcut pe toate, bunul simț ne cere ceva interesant. Dumnezeu știți că nu cere omului știință, ci credință? Ce spune, credeți în mine că fără credință e cu neputință să-mi fiți plăcuți. Cu părinții. Cred, cer copiilor să-i creadă pe cuvânt. De ce cauză? Pe, pentru că prin credință este atașat acest atașament. Momentul în care copilul vede, crede în tatăl său și l-a dezamăgit, atunci el se întristează. Dar dacă vede că tatăl său nu dezamăgește, credința îl apropie mai mult de el. Și atunci Dumnezeu cere omului nu credința, ci cere întâi să creadă în el așa cum e și vine în spate știința și confirmă că această credință este adevăr. Vă rog să mi răspundeți la aceeași întrebare. Întrebarea cu teologul. Da. Cred că un teolog, deci vorbesc de un teolog acum, un teolog nu este, deci teologia este... este o disciplină științifică, nu este o știință, dar este științifică. Și în sensul acesta, teologul nu adaugă nici un scade la adevărul revelate. Teologul se ocupă mai mult de probleme de limbaj, de context, de hermeneutică, de articularea credinței la sisteme filozofice sau la convingeri științifice. Deci acesta e rolul, rolul teologului. În privința credinței, aș să spun un singur lucru. Domnul Iisus Hristos spune, vei scripturile, sau că nu le aveți viața veșnică, dar tocmai le mărturisesc despre mine. Credința nu însemnează a accepta un anumit tablou despre univers, ci a accepta o persoană ca creator și ca mântuitor, Iisus Hristos. În, în privința teologilor, vreau să dau un exemplu de teologi buni, doi teologi buni, Martin Luther și John Wesley, au murit denunțând heliocentrismul ca de la diavolul. Deci au fost teologi care au descoperit adevărul fundamental în Scriptură și asta nu au făcut-o ca teologi, și ca reformatori, Reformatorul e cel care descoperă adevărul, noi nu, teologul. Da. Însă, ei niciodată nu l-au înțeles pe Copernic. Și au crezut că distruge credința Copernic. Deci, și un reformator care îi conduce Dumnezeu are limitele lui. Noi nu trebuie să dăm în ce când alb niciun lider religios, chiar dacă vedem că Dumnezeu a lucrat prin el. Când este vorba de adevărul despre lume, să zic adevărul științific, adevărul despre realitatea obiectivă, singurul criteriu nu este autoritatea omului sau uh, caracterului, ci singurul criteriu este testul experimental. Altul da. nu ai, da. Uh, Întrebarea la care am, am vrut să-mi răspundeți era aceea: dacă până la urmă aducem uh, credința să creadă doar în acele lucruri palpabile. Doar, eu vreau doar să spun în... ceva. În pri... Adică e, limităm da. credința că pus doar ele, da. la știință. Am pus-o de la început. Credința e mai mare decât știința. O să... Toma, Toma a pipăit da? Da. În privința asta, Toma a greșit. Trebuia să creadă cuvântul Dar un savant care crede doar cuvântul și nu pipaie greșește. Deci în privința lumii obiective sunt o mare necredincioși. Domnul da. doctor a făcut o afirmația, o afirmație foarte interesantă mai, mai devreme, că Dumnezeu nu cere până la urmă știință de la un credincios, ci cere credință. Mai, mai întâi, mai întâi credință. Nu ești Cineva pe baza spune, științei. Eu nu sunt om de știință, n-am cum să aflu, n-am tot ce îmi trebuie la dispoziție să aflu tot ce se știe în lumea aceasta. Prefer să merg pe ce spune Biblia. Așa am înțeles, asta citesc, dacă asta Aici înțeleg, e puțină aroganță, țin. nu. În spatele acestui eu prefer să, ce voi sunteți niște guralivi. aroganță sau ignoranță? Da, e, și și aroganță. Voi sunteți niște guralivi care vă bateți gura. Eu am cercetune mele pe bază biblică. Eu respect omul acesta dacă e amish. Deci pe amish respecti. Ei nu au încredere decât în teologie și în cuvântul scris, așa cum am înțeles ei, și ca tare nu fost nici nici păi și nu electric. sunt și amish în creștinism? Nu, pentru că de ce nu sunt amish? Au laptopuri scumpe, circulă cu avionul la clasa întâia, mai ales cei mai emi circulă la clasa întâia, uh, se duc la doctor, deci nu se, nu, nu se mulțumesc să se roace, se duc imediat la doctor când, când sunt bolnavi, uh, acceptă orice fruct al științei, îl iau cu lăcomie și după aceea spune, voi să niște ignoranța oameni de știință, voi nu știți nimic. Noi știm cei din biserică. Or, aici este o aroganță pe care eu nu văd la Domnul Hristos. Domnul Hristos nu a, fost, nu, nu a avut aroganța spirituală care spune, pentru că voi cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu și tale împărăției lui Dumnezeu, voi puteți să dați lecții oricărui om de știință și oricărui filozof. Vă las scurt și mai am da. o întrebare da. și vreau să-mi da. Foarte scurt. Într-o celulă micuță de tot, sunt peste 50.000 de reacții într-o secundă. Orice celulă poate face 5.000 de proteine. E, nu pot să-mi explic cum dar nu pot să zic că acestea au apărut singure. Și atunci apelez prin credință la unul mai deștept ca mine, care le-a făcut pe toate și de care și cerul ascultă. Nu am văzut pe Dumnezeu, nu l-am măsurat, nu-l cunosc ca entitate fizică, dar bunul simț îmi spune că trebuie să fiu creaționist pentru că singure nu pot apărea așa complicați în lumea. Sunt o neștiință, dar caut permanent adevărul cum a făcut Dumnezeu ca ele să meargă așa. Răspuns scurt și concluzie. Poftuți. Credeți că știința se va depărta sau se va apropia de religie? Se vor apropia sau se vor depărta cele două? Uh, nu există religie, ci religii. Și cred că ceea ce cred religia ca dacă vrem să o religia ca atare, este, uh, este nu numai o relație omului cu Dumnezeu, ci un tip de relație între oameni și secolul XXI devine religios, așa cum s-a spus. Eu văd în, în, de, pe bază pur sociologică, văd în viitor o convergență între comunitatea științifică și comunitatea religioasă, dar nu în sens dogmatic. Nu în sensul că religia va căuta să demonstreze dogmele uh, teologiei sau teologia va apela la știință ca să-și demonstreze dogmele ci în sensul că am observat că foarte mulți oameni de știință au înțeles că este o dimensiune spirituală la care știința nu, pot, nu poate răspunde. Dar sunt foarte mulți oameni de știință care sunt atei. Da, categoric! Da. Sunt oameni de, de plebei care sunt atei da. și plebei care din deci Eu, eu nicio de aș răspunde mai scurt. Știința care este adevărul va dovedi care din religii care sunt credințe sunt adevărate. Prin argumente și prin experiențe. Deci, domnul doctor, am o întrebare. Deci, noi să prăm știința ca autoritate supremă. Nu, pun știință ca verificarea a autorității supreme Deci, uh, deci opăresc autoritatea supremă Ști Știința da. Știința verifică Ceea ce eu cred fără exact. argument Deci ultimul răspuns, ultimul uh, arbitru Este știința Încă ceva, eu da. ce cred nu pot verifica Pentru da. că cred da. Ca să știu că ceea ce cred este bine Aștept ca știința no, să-mi Eu sunt verifici. de acord cu dumneavoastră, sunt da. de acord cu dumneavoastră să știți. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studiu A fost o discuție foarte foarte interesantă Vă aștept și cu o altă ocazie Domnilor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și în seara aceasta. Nu uitați că emisiunile noastre pot fi urmărite și pe internet la oameni și perspective.com. Încă un anunț pentru dumneavoastră, pentru cei din Statele Unite și Canada, uh, emisiunile oameni și perspective vor putea fi urmărite de la 1 noiembrie doar pe Speranța TV și doar pe Entouch TV. Uh, luați mai multe informații des despre aceste canale care pot fi urmărite uh, pe site-ul www.entouch.com. .tv. -tv scuzați-mă. Tuturor numai bine. La revedere.